drop it. Zani și Iancu Sterb duc un război de zile mari după competiția Survivor All Stars. Fostul faimos i-a suflat din față trofeul și premiul cel mare rivalului său, iar după ce s-a încheiat sezonul, cearta dintre ei s-a mutat pe internet. În emisiunea lui Măruță, fratele lui Culiță Sterb a adus în discuție o posibilă luptă între el și Trapper în ring la Eric Sef, iar fără să stea pe gânduri, artistul a acceptat. Iată câți bani a cerut Zani de la Eric Sef pentru a intra în cușcă cu Iancu. Iancu Sterb a vorbit despre o posibilă luptă cu Zani în ring la Eric Sef. Fratele lui Culiță crede că dacă fostul faimos de la Survivor ar accepta să intre în cușcă cu el, atunci ar fi sinucidere curată. Ei bine, vorbele lui l-au făcut pe Zani să accepte provocarea și să transmită un mesaj public în care și-a arătat dorința de a se lupta cu Iancu, rivalul său de la All Stars. Eu am fost supărat în ziua finalei. Atât. Știi că m-am gândit la asta, să intru cu Zani în cușcă. El l-a provocat pe Andrei Ciobanu. El nu e cu bătaia, dar m-am gândit că l-ar duce capul, dar ar fi sinucidere curată. Eu nu zic, Zani e luptător, e vânos, dar are 60 de kilograme, a spus Iancu Sterb în emisiunea lui Măruță. Trepărul a recunoscut că le-a scris organizatorilor de la Eric Sef și a cerut o sumă importantă pentru a se lupta cu Iancu Sterb. Câștigătorul Survivor a răbufnit după ce a primit un mesaj de la un internaut care îi spunea că va lua bătaie de la Iancu dacă intră cu el în ring. Stai cu minte, Zani, că te bate Iancu de-ți sar tatuajele, i-a scris cineva pe internet. Păi și nu vrei să vezi treaba asta? Eu aș plăti să văd cum sar tatuajele de pe cineva și dacă nu sar tatuajele, să văd cum iese brânza din celălalt, cum îi cade fibra și proteina pe jos. Eu aș plăti 40.000 de euro dacă mă întrebi, aș vrea să primesc de la Eric Sef, care nici nu răspund la mesaj. De ce? Pentru că vrea lumea să vadă asta, a răspuns Zani pe TikTok.